Revoluția Universală a început pe 1 mai, fiecare țară având mici retușuri de făcut în primele zile. Asta și datorită faptului că situl este mic la nivel, la ca dimensiune. Țări sunt foarte multe, vorbim de 145 de țări, 3 organisme internaționale, societate civilă, inclusiv anumite companii care au fost parteneri și sponsori ai Expo. Deci, și ne gândim că avem o suprafață de 1 km/1 km, probabil că cea mai mică suprafață care a fost în ultimii ani, în ultimele ediții ale Expo. De aceea nu este cel mai simplu de la nivel atât de logistică, de ce înseamnă anumite lucruri pe care le ai de remediat sau anumite lucruri pe care le ai aprovizionări, tot ce este legat de logistică și transport. Pe de altă parte, vorbim și de resursa umană care are nevoie de acomodare. Gândiți-vă că noi suntem într-un colectiv, ca să spun așa, extrem de restrâns aici și încercăm, bineînțeles, funcție de constrângerile bugetare, să ne adaptăm la tot ceea ce înseamnă modalitatea de a face față în mod cel puțin onorant pentru ce înseamnă Expo. Care credeți că va fi perioada de vârf a pavilionului României la Expo Milano? Expo Milano, organizatorii vorbesc despre luna august. Chiar dacă luna august este una de vacanță, totuși se vorbește că atunci va exista cea mai mare atracție. Nu știu ce să zic, pentru că organizatorii am văzut că au gândit foarte judicios acest lucru, în sensul că există foarte mulți studenți și elevi care vizitează deja Expo. O să existe anumite forumuri și tematice, anumite conferințe care se vor organiza aici, inclusiv de către România. România, practic, ținându-se în pas cu tot ceea ce se întâmplă aici, mai ales și de faptul că se găsește, așa cum îmi place să spun, în inima Expo, la intersecția între Cardo și Decumano, exact în centrul expoziției. Vreau să-mi spuneți câte ceva despre cum ați gândit pavilionul României și care au fost argumentele care au stat la baza opțiunilor de arhitectură și de prezentare pe care le aveți la pavilion. E foarte interesant că ne-am gândit să realizăm o procedură care să fie extrem de competitivă, dar să fie și vizualizată, în sensul că am respectat procedurile publice ca și procedură, dar am avut o sponsorizare realizată de către Grupo Veneto Banca și Pirelli Tires România. Asta s-a întâmplat acum un an și ceva, acum 14-15 luni, când aceștia au finanțat această competiție, acești doi parteneri au finanțat competiția de idei. Competiția de idei a avut 11 participanți. Am încurajat prin caietul de sarcini să participe ceea ce înseamnă un arhitect pentru realizarea conceptului arhitectural cu o persoană de PR sau cu o persoană care să aibă legătură în așa fel încât să fie realizat un concept arhitectural care să fie consonant cu ce înseamnă tema. A fost o luptă practic între două opțiuni. Ne-am bucurat și de sprijinul Ordinului Arhitecților din România, care a avut un expert cooptat, și de International Advertising Association la fel, dar a fost practic o luptă între două proiecte, unul acesta care merge de la tradiție la modernitate, dar care are o amprentă și probabil că este potrivită cu Europa, care în continuare încearcă să păstreze valorile autentice tradiționale, și pe de altă parte cu un alt proiect care a fost, de fapt, alte două proiecte care erau foarte moderniste, probabil foarte utile pentru ce s-a întâmplat la edițiile precedente în China, respectiv Japonia, 2010 și 2005, unde acolo nu neapărat că e foarte cunoscută tradiția și poate că e apreciată la nivelul Europei. Acolo se doresc alte lucruri, așa că fiecare țară cu specificul său și cu specificitatea sa. Iar noi credem atât din punct de vedere autentic, cât și din ceea ce înseamnă românii, comunitatea de români care se află în Italia, că acesta reprezintă un colțișor care le aduce aminte de acasă. Ați putea să ne spuneți câte ceva despre ce conține pavilionul României? Sigur. Vorbim de parter, care e partea legată de modernitate. Chiar dacă structura este de lemn, în spate cu sticlă, avem LED-urile care
au 6 povești, 5 legate de agricultură, tradiție, cultură, IT, dar și un film generic despre România, care pleacă de la columna lui Traian până la coloana infinitului și trece practic din ceea ce înseamnă frumusețile și valorile autentice ale României. Nu încercăm să facem ceva spectaculos, decât să prezentăm lucrurile așa cum sunt ele. Practic să-l provocăm pe vizitator să dorească să vadă mai mult din România. Acesta este un prim aspect. Al doilea aspect este legat de faptul că avem o serie de acțiuni. Avem LED-urile care sunt perimetrul unei săli multifuncționale unde pot participa circa 70 de spectatori. Avem spectacole permanente, acum alternativ de jazz și de teatru de improvizație, pe de o parte. În timpul, în următoarele luni se vor schimba, vor alterna aceste programe, pe de o parte. Pe de altă parte o să avem o serie de acțiuni care se vor desfășura, inclusiv business to business, inclusiv conferințe tematice. Până în momentul de față sunt mai mult de 30 de acțiuni strânse, dar încă mai primim, pentru că discutăm de o perioadă de 6 luni de zile și este evident să oferim această posibilitate tuturor celor care se înscriu. Bineînțeles, toate adaptate la buget. Asta la parter și la etaj? La etaj vorbim de acoperișul de stuf, care e foarte bine lucrat, în sensul că e compact, nu ne duce chiar la ceea ce înseamnă o casă țărănească, ci o legătură care acum în anumite țări din Europa, Germania, Franța, Olanda, sunt extrem de solicitate pentru că reprezintă o atracție, dar pe de altă parte această acoperiș acoperă restaurantul care are specific românesc, bucătarii de la noi, iar în jur se află o grădină care va fi menținută proaspătă pe durata, sau încercăm să o menținem proaspătă pe durata celor 6 luni. Avem și grâu pus pe lateral, care am înțeles de la colegii mei că în 2 săptămâni va fi deja crescut la... Deci, practic, o mică reflectare a ceea ce înseamnă la noi tradițiile, dar și ceea ce înseamnă potențial. Cam ce specialități culinare vor fi servite la restaurantul? Specifice românești, o să încercăm, acolo este un operator economic italian, care sigur este ajutat de bucătarii aduși de noi din România, care au participat la diferite concursuri internaționale cu echipa României și ne-am gândit la niște meniuri tradiționale românești. Acum totul trebuie adaptat la ceea ce se solicită. Deci, practic, în momentul de față suntem doar în încercări, dar cu certitudine vor exista atât sărmăluțe cu mămăligă, cu smântână, cu ardei, așa alte diverse mâncăruri românești care sunt tradiționale. Toate însă vor fi asortate cu vinuri, care iarăși românești, de calitate, cu bere și aici vorbim inclusiv despre sponsorii noștri, pentru că în afară de contribuția bugetară, avem o serie de sponsori care ne-au ajutat și pe această cale doresc încă o dată să le mulțumesc. V-aș ruga să ne spuneți ce se va întâmpla joi când vine președintele Iohannis, ce fel de, practic, cam ce se va întâmpla la pavilion, va fi ceva deosebit sau... Domnul președinte Iohannis se află într-o vizită în Italia, mai precis la Vatican. Sigur că în momentul în care va veni la pavilionul României, pentru noi reprezintă o mare onoare. Ne gândim, va fi însă o zi obișnuită, nu avem cu ce să ieșim spectaculos și cred că asta este și normalitatea, dată de faptul că va fi o zi obișnuită care va avea toate ingredientele a ceea ce înseamnă o zi normală la pavilionul României în cadrul Expo.
Ziua României la Expo Milano este 29 iulie. Ce se va întâmpla în acea zi specială în care este sărbătorită România și ce se întâmplă în general când este sărbătorită o țară la Expo Milano? Sigur că acum vorbim despre vizita președintelui, care este apreciată în sensul că este vizita la cel mai înalt nivel. Pe 29 iulie, probabil că atunci când vom sărbători Ziua Națională, nu vorbim, pentru că Ziua Națională 1 decembrie nu este inclusă în acest interval 1 mai 30, 31 octombrie, cât se desfășoară Expo. Și de aceea, pentru acea zi am pregătit cel puțin două evenimente importante. Unul în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a României, o delegație economică cu un forum economic în legătură cu partea italiană, vizita unui înalt demnitar la nivel de președinte sau prim-ministru, aceasta este în continuare de confirmat, și nu în ultimul rând vorbim de un spectacol seara de excepție pe care îl realizăm în colaborare cu Ministerul Culturii, și anume este vorba de Orchestra Națională de Tineret, dirijată de maestrul Cristian Mandeal și cu voce Valentina Nafornița. Încercăm să venim în întâmpinarea a ceea ce înseamnă aprecierea românilor în străinătate și mai ales aici, și compatibilizarea acestora gustului italienilor cu ceea ce se solicită. Vreau să-mi spuneți, din ce ați observat până acum, care este profilul vizitatorului de la standul României? Sunt oameni care au mai văzut România sau care au fost în România și vor să afle cum e reprezentată România la pavilion? Sau sunt oameni care poate n-au fost în România și sunt interesați de să meargă în România? E vorba de oameni obișnuiți, asta în primul rând. Ne vorbim de o expoziție universală, adică o manifestare de diplomație publică și diplomație economică din ce în ce mai pregnantă în ultimul timp. Nu putem să facem o referire ca și la celelalte expoziții sau târguri internaționale. Aici vorbim de ceea ce înseamnă conceptul unic al unei țări. Acesta este oferit și prin intermediul faptului că avem un pavilion propriu. Doar 51 dintre țările participante din cele 145 au un pavilion propriu, restul participă în clustere. Dar este vorba în principal de ceea ce înseamnă oameni obișnuiți, care să unii dintre aceștia au vizitat România, dar cel mai mulți dintre ei cunosc românii. Sigur, cu ei este probabil cel mai simplu, pentru că aceștia sunt dornici de cunoaștere. Targetul meu sau ce mă interesează pe mine cel mai tare, să încerc să atrag și pe românii care sunt în comunitate aici. În sensul de a avea, de a înțelege în mod firesc rolul acestei expoziții și rolul pe care de fapt îl are România pentru România ca atare și pentru oamenii în expoziția universală de la Milan. Cam ce naționalități ar frecventa, să zic așa, mai des pavilionul României? Italieni. 70% din vizitatorii Expo sunt italieni, deci pe bună dreptate și la pavilionul nostru tot italieni. Dar înțeleg că în următoarele luni grupurile vor fi eterogene, în sensul că s-au vândut foarte multe bilete în Asia și foarte multe bilete în Statele Unite. Așa că ne așteptăm și ne gândim să-i atragem pe fiecare, atât cu conținutul tematic, dar nu în ultimul rând, ci cu conținutul organizatoric, adică spectacole, evenimente, dar și cu mâncărurile tradiționale românești. Aș mai întreba, a spus că e prematur, dar aș întreba cam câți vizitatori spera să atrageți în perioada asta de 6 luni? Expo se gândește să atragă 20 de milioane de vizitatori. Noi ne gândim să... Nu pot în momentul de față să fac o estimare, dar un indicator de al nostru s-ar duce spre ceea ce înseamnă 10% dintre aceștia. Deci asta înseamnă undeva spre 2 milioane. O să vedem câți vizitatori o să fie la Expo și în funcție de acesta. Nu există deocamdată niște statistici, așa că nu pot să mă pronunț. V-aș mai întreba acum legat de, a spus înainte de începerea expoziției, că România a avut unul dintre cele mai mici bugete dintre țările UE. Între timp, Expo Milano a început, ați avut contacte și cu alți comisari de pavilioane, ați văzut și pavilioanele Ungariei, Bulgariei. Și acum ce ați spune, care ar fi rețeta pentru creșterea bugetului, pentru pavilionul de țară? O participare mai mare a sectorului privat, poate? Sau?
Da, e interesant. Nu avem printre cele mai mici bugete. Am aflat chiar că suntem cu cel mai mic buget din Uniunea Europeană la ceea ce înseamnă construcția unui pavilion. Sigur că acest lucru e provocator în primul rând, pentru că trebuie să te gândești cum te adaptezi ca să poți să împarți și pe ce înseamnă construcție, amenajare, dar și evenimente și modalitatea de a avea pe durata celor 6 luni oamenii din echipă, care sunt puțini, dar să fie, iertați-mă că mă exprim așa, permanent în priză. Pentru că ăsta, cam acest lucru se întâmplă. Pe de altă parte, vă spun că marea majoritate a comisarilor generali din alte țări, care, mai ales din Uniunea Europeană, care au trecut pe aici, au fost extrem de încântați de cel puțin cum arată pavilionul nostru. Sigur că toată lumea, toți ne-am dorit, așa cum face și Franța, cum face și Germania, să atragem în afară de bugetul public, să avem și contribuții private. Eu am încercat și am făcut niște pași pe această cale, în sensul că am constituit anul trecut un consiliu consultativ al oamenilor de afaceri pentru sprijinirea Expo. Și vreau să vă spun că există de la prima, de la competiția de idei, de unde v-am spus, de sponsori, după aceea există o serie de sponsori care sunt pe diverse domenii. Și aș porni cu Dacia, care ne asigură autoturisme aici, pe durata Expo, pe de altă parte Bilancia, care probabil că este unul dintre cei mai importanți partenerii noștri, în sensul că ne-a asigurat bucătăria, dotarea întregii bucătării. După aceea avem apă minerală pe la Harghitei, avem o serie de vinuri românești, avem Sub Miller Ursus cu ce înseamnă bere, avem suportul mai multor companii pentru ceea ce a însemnat realizarea de filme și promoționale. Deci aici este mult de dezvoltat și mi-aș dori în momentul în care avem cu totul finalizate evenimentele, atunci să vorbim și despre acest lucru.